Bună dimineața, iubitori ai sportului sucevean. Sunt Adrian Negru și ne întâlnim din nou în această vinere la Doza de Sport. Alături de mine i-am ca invitat pe domnul Iuță Dan, antrenorul celor la Siretul Dolhasca, și pe Constantin Ferrariu, unul dintre jucătorii exponențiali pe care i-a avut Suceava. Vreau să le mulțumesc pentru faptul că au răspuns aceste invitații și să le urez bună dimineața. Bună dimineața! Vă mulțumim și noi pentru invitație. Vreau să-mi spuneți cum a început povestea Siretul Dolhasca. Povestea la Dolhasca a început din dragostea oamenilor din Dolhasca pentru fotbal. Noi, nemai având fotbal de aproximativ 10 ani, din 10-11 ani, un grup de tineri în frunte cu domnul Isachi Decebal, actualul primar al orașului Dolhasca, pe atunci viceprimar, s-au gândit că ar fi frumos să înființeze o echipă de fotbal pentru comunitatea din Dolhasca. Având foarte mulți copii talentați, ei s-au gândit în momentul respectiv că ar fi frumos să renoade cumva activitatea fotbalistică din orașul nostru. Cine vă susține în acest proiect? În acest proiect ne susține doar primăria orașului Dolhasca, pentru, cu bugetul echipei, și îl avem ca sponsor, un fel de sponsor pe care noi îl apreciem și îi mulțumim, pe domnul Vasile Pleșca, care ne ajută cu masa pentru băieți. O întrebare care este valabilă pentru amândoi. Care sunt cele mai frumoase amintiri pe care le aveți în cadrul acestui proiect? Cele mai frumoase amintiri la meciul cu Preoteș, cum am zis. Am fost conduși cu 3-0 chiar în primele 20 de minute. Am reușit până la pauză să marcăm un gol. La pauză ne-am mobilizat toți foarte bine și am intrat foarte motivați a doua repriză și am reușit să-i învingem pe cei de la Preotești. Chiar dacă nimeni nu cred că mai sperat, că mulți din suporterii noștri la pauza meciului au fost puțin dezamăgiți și au plecat. Domnul Iuță? Din punctul meu de vedere, aceeași partidă este o amintire foarte frumoasă, însă din perioada în care activam în Liga 5-a, am mai avut un meci foarte frumos, un meci de Cupa României, în care am eliminat echipa din Vatra Moldoviței, care cu un an înainte jucase în finala Cupei României pe areni. Pentru noi este o amintire, pentru mine cel puțin, eu fiind unul dintre cei mai vechi de la echipă, este o amintire plăcută. Care este cea mai importantă realizare a celor de la CSO Siretul Dolhasca? Din punctul meu de vedere, cea mai importantă realizare este grupul unit pe care îl avem noi. Cum ne place nouă să ne spunem, suntem o familie. Și la bine și la rău, pentru că în orice familie există și lucruri bune și lucruri rele, sau întâmplări plăcute și neplăcute, noi suntem o familie. Ne mobilizăm în momentele grele, ne ajutăm unii pe alții. Pentru mine este cea mai importantă realizare. Domnule Liuță, cum este să lucrați cu domnul Constantin Ferrariu? Foarte ușor, pentru că el este un bun profesionist între ale fotbalului, cum ați spus și dumneavoastră la începutul emisiunii. El își face treaba lui, pe care și-o face bine, spun eu, și spunem noi, cei din cadrul conducerii clubului. Și este ușor de lucrat cu el pentru că este un bun profesionist și își face treaba. Din punctul nostru de vedere, este ok. O întrebare pentru dumneavoastră, domnule Ferrariu. Ce v-a făcut să vă întoarceți la Dolhasca? Mi-a plăcut foarte mult proiectul domnului primar. Am avut cam jumătate de an așa discuții cu domnul primar să vin la Dolhasca. Aveți jucători care considerați că ar putea face față într-un eșalon fotbalistic mai superior în viitorul apropiat la Dolhasca? Din punctul nostru de vedere, toți jucătorii sunt buni. Asta ne place nouă să credem și asta trebuie să creadă și ei despre ei. Avem și jucători tineri care trebuie să promovați și îi promovăm, pentru că în echipa noastră avem jucători din 2000, adică au 18 ani, avem jucători din 2001 care au 17 ani și avem doi jucători din 2002 care au 16 ani. În 2002 avem doi jucători, Costan Matei
și un tânăr de perspectivă cu meciuri constant bune în acest tur de campionat, și pe Chiriac Florin, care de asemenea nu de la început a intrat în rândul echipei noastre, însă fiind folosit în mod constant, a început să joace și el bine alături de ceilalți băieți. Care este atmosfera la Dolhasca? Ne putem mândri că la Dolhasca, după cum știu toți musafirii, adică toate echipele care au venit la noi, este o atmosferă primitoare, aș spune eu, și din partea jucătorilor, și din partea suporterilor, și din partea jucătorilor. Mi-ar place mie să cred că este o atmosferă frumoasă și de obicei oaspeții când vin la noi sunt mulțumiți de primirea pe care îl facem noi, pentru că nu am avut nimic de, cum să spun, să întoarcem vreun lucru rău cuiva. Fiind fotbalul făcut din plăcere, cred că este ceva ok și nu are cum să fie ceva rău. În cadrul clubului de la Siretul Dolhasca nu s-a discutat despre o eventuală promovare? Nu v-ați gândit ca pe viitor să încercați mai mult? Echipa a fost inițial făcută pentru Liga 5-a. A fost scopul acestei echipe a fost de a promova tinerii din rândul comunității noastre. De altfel, la echipa noastră avem doar 2 jucători din altă parte, din afara localității Dolhasca, ceea ce suntem foarte mândri de acest lucru. Și promovarea aceasta la Liga 4 a venit cumva ca o mănușă pentru noi. Având foarte mulți tineri pe care trebuia să-i promovăm și ne-a plăcut să-i promovăm, Liga 4 a venit foarte bine pentru noi. Avându-l și pe domnul Ferrariu lângă noi, prin aportul căruia, zic eu, am făcut lucruri frumoase în Liga a 4-a în sezonul trecut, ocupând locul 4, nu avem în prezent la primărie bugetul necesar pentru a susține echipa în Liga 3-a. Nu a fost niciodată acest... Nu s-a pus problema. Nu s-a pus problema de promovare. Bugetul este unul pe măsura orășelului nostru și este foarte bine cum suntem noi acum la Liga 4. Însă, noi o să luptăm pentru fiecare punct pus în joc în acest campionat. Nu o să ne ferim să câștigăm, doar ca să nu promovăm, dacă ar fi momentul de promovare. Însă, bugetul care îl avem pentru Liga 4 este unul ok pentru noi și aici am dorit noi să ne menținem. La Liga 3 sunt mai multe costuri. Antrenamente, jucători plătiți, meciuri, organizarea acasă, arbitri foarte scumpi și nu ne deplasările foarte lungi. Foarte lungi și nu ne permitem deocamdată să ne gândim la Liga 3. E bine la Liga 4 deocamdată, dar în cazul că vom fi acolo sus, nu o să ne dăm la o parte. Însă încercăm să promovăm dacă se poate. Deci să nu visați. Mă uit la cei de la Pojoruta care acum câteva sezoane au fost în Liga 2. Și de asemenea... Din informațiile mele, din ce am înțeles, că și din iarnă, își doresc să aducă vreo 9 jucători de pe la București împrumutați. Vor să trag iarăși la Liga 3 și următorul an iarăși la Liga 2. Din informațiile mele, acum nu știu exact dacă e adevărat. Dar, sincer să fiu, nu văd pe altcineva care ar putea să promoveze anul acesta la Liga 3. Nu știu dacă cei din Litene își doresc cu adevărat chiar să promoveze. Că s-au fărtăuți, chiar nu știu. Pentru că mi-ai dat acum un răspuns, aș vrea să te întrebi pe tine când o să-ți pui ghetele în cui. Ghetele în cui, când nu o să mă mai scurte picioarele, atunci am să-mi pun ghetele în cui. Deocamdată sper să joc cât mai mult acasă la Dolhasca, în altă parte nu se mai pune problema deocamdată. Vă despart 5 puncte de primul loc. Care este obiectivul până la finalul sezonului? Să avea șanse să ajungeți. Cum am mai spus și înainte, obiectivul nostru odată cu intrarea în teren este câștigarea celor 3 puncte. Cred cum l-ar avea fiecare echipă, însă noi suntem extrem de motivați să terminăm pe un loc mai bun decât am terminat anul trecut, adică pe locul 4. Este un campionat foarte echilibrat, aș putea spune, cu o diferență de 5 puncte de la locul 1 până pe la 6-7, dacă nu mă înșel. Chiar până pe locul 8, chiar voiam să vă întreb. Chiar până pe locul 8.
Asta este un lucru, asta este un lucru foarte frumos, pentru că ne dăm seama că avem foarte mulți jucători de valoare la mai multe echipe, nu doar la o echipă, două sau trei care sunt în care erau anul trecut în fruntea campionatului și de altfel sunt și acum în fruntea campionatului, gen Pojorâta, Frătăuți, Liteni, Dolhasca, aș putea spune eu că și noi am terminat anul trecut pe locul 4 și suntem o echipă de luat în seamă, după părerea mea. Cred că de asta toate echipele se motivează în jocurile cu noi și ni se pare nouă că avem meciuri mai grele decât le-ar avea alte echipe. Asta este părerea noastră, ne place să credem noi despre noi că suntem o echipă demnă de luat în seamă. În această rundă, echipa din Dolhasca va evolua pe terenul celor de la Cajvana. Ce așteptări aveți de la acest joc? Este un joc dificil, având în vedere că la Cajvana este știut că au un teren, un gazon, sau un teren, s-ar putea spune, extrem de greu, având în vedere și ninsoarea recentă, chiar cu toate eforturile echipei gazdă, o să fie un meci foarte greu, având în vedere starea terenului. Echipele o să fie extrem de motivate, având în vedere noi locul în clasament pe care îl ocupăm și am dorit să urcăm, și ei să se răzbune cumva, dacă s-ar putea spune într-un termen frumos, pentru înfrângerea suferită la Verești, cu drasticul scor de 12-2. Din informațiile dumneavoastră, se vor disputa toate meciurile până la finalul acestui campionat? Acestui tur de campionat? Am înțeles că se vor, la o emisiune pe care am urmărit-o aseară la o altă televiziune, am înțeles de la domnul președinte Anton că s-ar disputa toate cele trei meciuri care ar mai fi. Dacă timpul ne va permite și ne va lăsa să facem ceea ce ne place, adică să jucăm fotbal. Ca a fost jucător în primele două eșaloane fotbalistice din România, care sunt cele mai frumoase amintiri ale tale? Poți să ne povestești o întâmplare hazlie? O întâmplare hazlie, chiar pot să vă povestesc, să vă spun despre Marin Barbu. Cu dânsul s-a întâmplat chiar la Suceava aici. Luam masa la restaurant și Neamarin, cum îi spuneam noi, el stătea afară pe terasă, noi jucătorii eram înăuntru în restaurant și ne despărțea geamul și am încercat să fac o glumă cu dânsul, puțin nasol, așa se zic, i-am bătut în geam. El s-a uitat și mă făceam cum ar veni că s-a stricat geamul. S-a uitat așa la mine și a zis: bine, țigane. N-a mai durat o săptămână, două și m-a dat afară de la, de la echipă. Cam asta e, cu Neamarin. Cea mai hazlie, așa să-i spunem. Dintre foștii tăi colegi de la Rapid CFR Suceava, actuala Foresta Suceava, cu cine mă ții legătura? Țin legătura cu majoritatea și cu Bălă, care e la Rădăuți, cu Căinari. Cu el am înțeles cel mai bine, cu el am stat în cameră exact de la început, când am venit la Suceava, țin minte, la Sporting, îl văzuse pe Căinari și am zis că, eu cu tine vreau să stau în cameră. Și l-a uitat așa puțin, știi, dubios la mine și am rămas cu el, am stat în cameră. Și acum mai ne sunăm, vorbim, ne mai întâlnim, mai mergem la un suc, nu spunem la un pahar de vin, că el încă mai activează. Eu beau vinul și el bea sucul. Un meci de care ți amintești cu drag din acea perioadă? Să știți că tot la Suceava. Meciul de Cupa României cu Gaz Metan Medeș, când chiar de ziua mea, țin minte, Tedu mi-a dat și banderul atunci. Am și reușit să învingem pe cei de la Gaz Metan cu 1-0. Și să știți că a fost o amintire frumoasă. Stadionul plin, după cum știți că la Suceava lumea vine, iubește fotbalul. Iubitoare de fotbal, cunoscătoare de fotbal. Și o amintire frumoasă. Și următorul an am căzut, am presia tot de ziua mea cu Brașovul. Dar atunci, din nefericire, am stat în tribună. Fostul tău coleg Daniel Bălan, acum este antrenor jucător la Rădăuți. Cum vezi de evoluția lui? După cum îl știu pe Bălă de la Suceava, cât am fost colegi, un profesionist de săvârșit, un jucător care, când intră în teren, dă totul, se pregătește la maxim. Știu că îi place foarte mult disciplina, e urât să fii jucător la volan și să-l fii supărat. Dacă l-ai supărat, greu îi mai intri în grație. La Rădăuți evoluează și alții foști colegi de tăi din vremea în care evoluai pentru Rapid CFR Suceava. Și este vorba despre Andrei Cerlincă, Vlad Stănescu și Vasilică Dănilă.
având în vedere că au o vârstă destul de tânără, pot să spun că ar putea face față mai mult, ca sigur, la o echipă de Liga a doua. Andrei Celenca chiar a evoluat și în Liga 1 la Rapid București. Crezi că transferul lor de la Foresta Suceava la Bucovina Rădăuți a fost un pas înapoi în cariera lor ca și fotbaliști? Să știți că nu cred, părerea mea, nu cred că este un pas înapoi. Stai și joci în Liga 2 și când te uiți în portofel și nu ai 5 lei să bei în suc, mai bine te duci la o echipă de Liga 3 unde știi că sunt ei niște financiari acolo, câștigi salariul, trece luna, ți-ai luat bănuțul. Stănescu e și un pic mai, să spunem, mai în vârstă, ai și el familie, trebuie să te întreții acum. Să știți, chiar dacă e Liga 3, nu contează. Bănuțul în ziua de azi să câștigi existența. Vreau să revenim asupra echipei dumneavoastră de la Dolhasca și să vă întreb, după acest meci cu Cașvana, veți evolua pe teren propriu cu liderul seriei dumneavoastră, și anume Viitorul Liteni. Ce așteptări aveți de la acest joc? Va fi un derby chiar al Ligii a IV-a. Am putea spune că este un derby din toate punctele de vedere. Până în această etapă, Liteniul ocupă primul loc, Dolhasca ocupă locul 4. Și în special pentru cei de la Dolhasca și cred că și pentru cei de la Liteni este un derby local. Întotdeauna când echipele noastre s-au întâlnit, meciurile au fost extrem de frumoase, aș spune eu. Meciurile încheiindu-se la diferențe mici. Noi am câștigat cu 4-3 la Dolhasca, 4-3 la Dolhasca și ei câștigând doar cu 1-0 la Liteni. Deci ne putem aștepta la un meci frumos din toate punctele de vedere, doar gazonul și timpul să ne dea voie să disputăm acest meci. Chiar voiam să vă întreb cum se prezintă gazonul de la Dolhasca. Știu că și Fera se ocupă de gazonul de la voi și... Astăzi am fost și am încercat să-l tund puțin și să-l... Nu, glumesc. E acoperit cu zăpadă, un strat mare de zăpadă. Dar până la ora meciului vom reuși să îndepărtăm zăpada de pe el. După meciul cu Liteni, dacă nu mă înșel, veți mai avea două jocuri în deplasare. Unul la Frătăuții Vechi și unul la Asara Rău, la Câmpul Lung mai exact. Ce așteptări aveți la ultimele două jocuri, mai ales că aveți în următoarele etape jocurile cu Liteni și cu Frătăuții Vechi, două formații pretenții în acest sezon de Liga 4? Sunt două meciuri grele. Însă noi plecăm cu gândul la două victorii, având în vedere faptul că terenurile or să fie dificile, or să fie două meciuri de luptă și, cum ne place nouă să credem despre noi, nu o să ne dăm la o parte cu nimic. O să încercăm să aducem cele trei puncte la Dolhasca, să îi facem mândri pe cei care ne susțin. Părerea mea că o să fie un meci foarte greu la Frătăuți, ca și cel de la Câmpul Lung. Câmpul Lung știm foarte bine că nu merg cine știe ce, dar mi s-a părut o echipă tânără, arțăgoasă, pun piciorul acasă, însă noi mergem să câștigăm și la Frătăuți și la Câmpul Lung. Sperăm să venim acasă cu toate cele 6 puncte. Ați jucat cu cei de la LPS Suceava, o echipă foarte tânără, dar o echipă care m-a impresionat. Se vede mâna domnului Marius Lupă la echipă. Vă, ce impresie v-a lăsat în meciul cu ei? O să vă povestesc o întâmplare, nu știu dacă o știți dumneavoastră, cred că se aude în premieră în media. Cei de la LPS Suceava au venit la Dolhasca fără cardetele de joc și știm foarte bine că un joc se poate desfășura doar dacă cele două echipe au carnetele pe masa arbitrilor. Noi am făcut un gest frumos, aș spune eu, și omenesc în același timp. I-am așteptat aproximativ 20 de minute să vină un reprezentant de-al lor cu carnetele. Despre joc în sine v-aș putea spune că a fost un joc frumos, cu ocazii și de o parte și de cealaltă. Și la sfârșit am luat bătaie cu 1-0 acasă, ceea ce nu s-a întâmplat în acest sezon. Copiii au jucat foarte bine, pentru că le pot spune copiii, au un grup unit, mi-a plăcut. În special portarul lor, un tip super bine pregătit și cu intervenții frumoase. Însă, din bunătatea noastră, ei ne-au bătut, cum s-ar spune.
și fiind fair play recunoaștem că au fost mai buni ca noi în meciul respectiv, însă noi am câștigat la masa verde pentru că ei au folosit un jucător care se afla în stare de suspendare. Asta a fost povestea cu LPS-ul. Mulți au zis că au dat vina pe Marius Lup că i-a făcut intenționat. Marius Lup nu și-a dat seama de greșeala făcută. Toți l-au acuzat pe el că dacă i-am așteptat că o să vină cu legitimațiile, au zis că a greșit intenționat. Nu, din păcate, profesorul nu și-a dat seama, jucătorul a fost suspendat. Jucătorul suspendat a fost folosit în teren și prin regulile Asociației Județene de Fotbal, noi am câștigat cu 3-0 la masa verde. Însă, după cum vreau să menționez, jucătorii de la LPS au jucat foarte bine și ne-ar place să jucăm cu ei și să ne luăm revanșa. Din punctul dumneavoastră de vedere, în acest sezon, care sunt echipele care se vor bate pentru promovare? Dacă... Fără doar și poate Dolhasca, am glumit acum. Cum am zis și mai devreme, Pojurta, eu zic că e principala favorită. Și Liteniu și Frătăuții, dar v-am zis, nu văd pe altcineva în afară de Pojurta să promoveze anul acesta. Dacă am luat după situația din clasament, toate echipele până la locul 8, am putea spune că pot promova. Însă ca să fim cumva realiști, sunt cele trei echipe și vorba domnului Ferrariu și Dolhasca, pentru că și nouă ne place să câștigăm și facem totul pentru asta, adică în speță Pojorâta, Frătăuți și Liteniu. Și Liteniu. Și Liteniu. V-ați calificat mai departe în sferturile Cupei României. Ce obiectiv aveți din această competiție? Să ajungem până în final. Anul ăsta chiar ne dorim să ajungem și noi să jucăm. Și chiar să o câștigăm. Chiar să și câștigăm, sigur că da, să ajungem și noi anul acesta în finală. Chiar dacă anul trecut nu ne-am calificat din gafă făcută de mine, nu mi-am dat seama și am făcut 5 schimbări în loc de 4 în Cupa României. Anul acesta sperăm să mergem să jucăm finala pe aren, chiar să și câștigăm. Anul trecut, cei de la Viitorul Liteniu au jucat în finală cu Fălticeniu și au reușit să facă și o figură frumoasă când au reprezentat județul Suceava, fiind eliminată de o echipă de Liga 3, Știința Miroslava. Știința Miroslava, da, știu foarte bine că cu un meci înainte au eliminat pe Roman, dacă nu mă înșel. Din păcate s-a și desfințat Romanul după 64 de ani de activitate fotbalistică la Roman. Nu știu motivele. Liteniu, da, au făcut o figură frumoasă. Să știți că am rămas puțin surprins atunci când au eliminat pe Roman. Miroslava s-a cunoscut cu o echipă mai bună de Liga 3, cu jucători mai experimentați și au reușit să-i învingă, dacă nu mă înșel, cu 4-1 sau cam așa ceva. Da, a fost un scor destul de surprinzător. Da, până în minutul 60 a fost 1-0 sau 2-0, cam așa, nu mă știu, țin minte exact. Dar pe urmă au mai reușit cei de la Miroslava să mai înscrie de două ori. În urma tragerilor la sorți, ați picat cu cei de la Vânătorul Dorna Candrenilor, vă considerați norocoși și ați fi putut nimeri o echipă mult mai ușoară după punctul vostru de vedere? Să știți că nu ne considerăm norocoși. Știm foarte bine ce am pățit în campionat. Am luat bătaie cu 3-2 acolo. Nu ne simțim norocoși deloc. Acum sperăm să mergem în Cupa României, sperăm să învingem pe cei de la Dorna Candren, să ne luăm revanșa, să-i spunem așa, să ne calificăm mai departe. În această fază a competiției se joacă și meciul dintre FC Pojurta și Viitorul Liteniu. De care ați vrea să scăpați? Sincer să fiu, de Liteniu. De Liteniu. Nu, am glumit. Nu avem nicio preferință. Se califice cei care sunt mai buni și... În această fază a competiției se mai desfășoară două jocuri. Cel dintre Polul Nord, Brodina și ACS Recolta Fântânele și celălalt joc dintre Zimbru Seret și Victoria Vatra Moldoviței. Care sunt favoritele în aceste două jocuri? După cum știm, Cupa României este Cupa Surprizelor. Sau competiția surprizelor, s-ar putea spune. Oricare dintre aceste echipe ar putea câștiga. Dar, cum să spunem, echipa de la Brodina
fiind în Liga 5-a, au avut o victorie în ultima etapă a turului, au câștigat la Bunești. Spun eu că merg înspre bine, însă întâlnesc o echipă, Fântânele, care și ei au început să joace fotbal. Au făcut câteva meciuri foarte frumoase, chiar dacă nu au obținut rezultatele pe care și le-au dorit. Despre al doilea meci aș putea spune cel dintre Vatra Moldoviței și Siret. Sunt două echipe care practică un fotbal frumos, însă știm că la Vatra Moldoviței se câștigă greu. Însă sunt meciuri frumoase care se pot încheia cu orice rezultat, aș spune eu. Un teren foarte prost chiar la Vatra Moldoviței. Ei sunt învățați cu terenul de acolo. Dar să nu uităm că cei de la Siret au reușit să învingă pe Preotești acasă, cum spunea și doamna mai devreme, Cupa Surprizelor. Cu toate că cei de la Siret în acest sezon nu mai evoluează atât de bine. Nu mai evoluează atât de bine, au plecat, am înțeles, mulți de acolo, acum sunt mai mulți copii tineri. Eu, după părerea mea, Vatra Moldoviței o să iasă învingătoare din acest meci. Prodina, Polul Nord sau cam așa ceva, nu cunosc ei pe asta, n-am văzut-o niciodată. Pe cei de la Fântânele i-am întâlnit în campionat, o echipă bună, o echipă care își doresc să câștige, din ce am auzit, chiar își doresc și ei să ajungă în finală. Acum le doresc succes, dar o să dea peste noi finală și o să-i învingem. Deci să înțeleg că nu vă pune nicio echipă probleme. Nicio echipă nu ne pune probleme. În Cupa Surprizelor, facem și noi surpriza anul acesta să câștigăm Cupa. Domnule Ferrariu, în cariera dumneavoastră ați jucat ca și fundaș, acum la Dolhasca evoluați ca și mijlocaș, uneori ca și atacant. V-ați propus să deveniți bulgheter acum la final de carieră? Ca să fac și o glumă, acum am la Liga 4, mă alind puțin, așa să spui cum se cheamă tatăl. Dacă toată viața am cărat pianul, acum să cânt un pic la el. Nu. Am jucat, să știți că și în Liga 2 și Liga 1 am jucat și mijlocaș. Chiar și fundaș dreapta am fost folosit de multe ori. Dar la Dolhasca să știți că avem un cuplu de fundaș central foarte, foarte bine echigat și am zis să nu-i despart de acolo pe Marius Ciobanu, pe Alin Ciobanu și pe Andrei Ciobanu. Chiar și Daraba și el a mai evoluat acolo ultima perioadă, Andrei fiind plecat în străinătate la muncă, au jucat cei doi și se înțeleg foarte bine și am zis să nu le stric cuplul de fundași centrali. Având în vedere că se apropie sărbătorile de iarnă, ți-ai propus să organizezi vreun joc demonstrativ cu foștii tăi colegi? Și... Să știți că am vorbit cu Bălă, cu Goie, am dorit în vară să facem un meci caritabil pentru o familie mai nevoiașă. Din păcate nu s-a putut, dar sperăm la vară să reușim să facem și acest meci caritabil. Aș vrea să vorbim puțin și despre Liga 3, având în vedere că săptămâna viitoare va fi derbiul Sucevei în această competiție, cel dintre Foresta Suceava și Bucovina Rădăuți. Voi ce părere aveți despre acest joc? Cum v-aș putea să fie? Mai ales că pe aren va fi prezent și Nicolas Anelka, un fost mare fotbalist la nivel mondial. După părerea mea o să fie un meci frumos. Sunt și ceva goluri între cei de la Brădăuș și cei de la Suceava, chiar nu înțeleg de ce. Schimb de jucători, mulți au plecat de la Suceava la Rădăuți. O să fie un meci disputat. Să câștige cei mai buni și am atât. Da, va fi un meci frumos, un meci al orgoliilor, s-ar putea spune, pentru că orice meci între două echipe din județ sau din localități apropiate, cum este și cazul nostru, este un meci frumos. Fiecare dintre echipe și-ar dori să câștige și sunt convins că vor da totul pentru aceasta, în special jucătorii plecați de la Suceava înspre Rădăuți, care vor dori să arate suporterilor de pe areni că plecarea lor a însemnat ceva. Domnule Constantin Ferrariu, credeți că va mai avea Suceava vreodată o formație în Liga 1? Pentru că situația este foarte dezamăgitoare în ultima vreme, chiar în ultimii ani. Din păcate, nu cred că o să se întâmple foarte, foarte repede. Din ce se vede și la momentul actual, nu cred că o să fie o echipă. Păcat de acest public minunat, iubitori ai fotbalului, cunoscători ai fotbalului, oameni care
vin cu drag la stadion, dar din păcate nu le văd un viitor foarte, foarte bun. Sper din toată inima să vină cineva să investească la Suceava, să facă o echipă foarte bună, să o ia pas cu pas de la Liga 3 la Liga 2 și de ce nu, cum ați spus, la Liga 1, să vedem din nou Suceava în Liga 1. Ar fi păcat ca un oraș ca Suceava să nu aibă o echipă cel puțin la Liga 2, de acolo Liga 1. Au fost sezoane în care Suceava a început foarte bine campionatul și ați, v-ați aflat chiar și pe locuri fruntașe, locuri de promovare. Ați văzut acest lucru ca o presiune asupra voastră, ca și jucătorii? Nu a fost o presiune asupra noastră, nu știu ce se întâmpla în retur. În turul campionatului, din ce mi-aduc aminte, tot timpul a fost bine, a fost liniște financiară la echipă, totul mergea bine, dar din retur se strica ceva. Nu mai eram plătiți la timp, știi cum e, când ai familie, ai copil, trece luna, copilul cere și era așa o neliniște în vestiar când asupra tuturor jucătorilor, nu mai erai concentrat la meci, nu puteai să mai dai 100% pe teren. Păcat, păcat că, țin minte, terminasem turul pe locul 2-3 la un moment dat și am terminat pe la mijlocul clasamentului în returul campionatului. Păcat, păcat de situația. Credeți că acest lucru se întâmpla intenționat, așa se cerea de sus? Să știți că de multe ori ne-am gândit și noi la treaba asta, că era ceva așa dubios tot timpul, în timpul campionatului, în turul campionatului, treaba foarte bună, banii plătiți la timp, liniște în vestiar și din retur deodată se strica toată treaba. Să știți că ne-am gândit și noi că am presia că nu se vrea mai mult la Suceava. Se dorea doar să fie acolo, să rămâi în cealaltă fotbalistic. Sau mai jos chiar. În prezent te ocupi și de juniorii celor de la echipa din Dolhasca. Cum este să lucrezi cu cei tineri? Cum este să lucrezi cu cei tineri? Este frumos să lucrezi cu copilașii. Copiii vin cu plăcere la stadion. Chiar își doresc să vină să facă sport, să facă fotbal. Ei sunt dornici de afirmare. În momentul în care am ajuns la Dolhasca cu proiectele noastre, turul județului la fotbal, am constatat că aveți niște suporteri minunați. Iar în ultima noastră vizită pe care am avut-o în orășelul dumneavoastră, am rămas plăcut surprins că ați încercat să ne mulțumiți și dumneavoastră pentru prezența destul de numeroasă pe care o aveți la meciurile de acasă, organizând o tombolă. Mai aveți de gând să faceți pe viitor și alte lucruri pentru ei sau... Cum vreți să le mulțumiți mai exact? Cred că cea mai mare mulțumire pe care le putem oferi noi, cei din clubul CSO Siretul Dolhasca, sunt rezultatele pe care ei și le doresc ca noi să le avem. După aia o să mai facem și tombole, pentru că avem la fiecare meci avem aproximativ 180-200 de spectatori și vrem să le mulțumim pe calea asta. Și ce este cel mai frumos, de exemplu la Vatra Moldoviței, în deplasare am avut 20 de suporteri, dintre care, ca o întâmplare frumoasă și îmi place să o povestesc, un suporter a venit cu trenul, cu două ocazii, și a ajuns la meci. Când l-am văzut acolo, îl întreb: ce faceți, domnul Ferrariu? Nu este domnul Ferrariu, el era cu noi cu mașina și nu este nici măcar neam cu el. Domnul Ferrariu a zis: am mers cu trenul, cu două ocazii, și am venit să vă susțin. Eu cred că este un suporter adevărat pe care o să-l luăm cu noi în alte deplasări, o să-i facem loc, pentru că este un suporter înrăit. Pentru suporterii noștri, ce să facem? O să mai facem tombole cu minci, cu materiale. Noi le mulțumim suporterilor că sunt alături de noi și sperăm să nu-i dezamăgim obținând cât mai multe victorii. Terenul dumneavoastră din Dolhasca se prezintă foarte bine, aveți vestiare moderne, tribunele arată și ele destul de bine. Vă gândiți să mai faceți pe viitor și alte investiții? Deocamdată, având în vedere bugetul de la primărie, vreau să reamintesc suporterilor că în cursul acestui an am cumpărat un tractoraș pentru gazon, pe care cu mare maestrie îl conduce domnul Ferrariu. Fără permis? Acum să nu mă audă cineva? Că... Nu, este nicio problemă. Acolo poți să conduci cum vrei. Îți dau eu voie. Am achiziționat de asemenea, cu ajutorul primăriei orașului Dolhasca, și un sistem performant de irigație, pentru că
era nevoie. Noi ne-am mai dorit multe, însă bugetul fiind limitat, ne mulțumim și cu atât, pentru că terenul arată foarte bine, vestiarele la fel, sunt condiții de Liga 3, aș spune eu. Însă ce este cel mai important pentru noi este să jucăm fotbal, pentru că o facem din plăcere și țin minte când jucam eu prin 1997, aveam o așa zisă tribună, stăteau spectatorii pe cabina unde ne schimbam noi jucătorii. Cea mai frumoasă senzație pe care am avut-o eu ca jucător de fotbal a fost în momentul în care am intrat în teren. Un suporter a strigat așa de tare, m-am speriat și m-am întors de dată înspre el, așa uitându-mă ce se întâmplă. Am rămas extrem de impresionat, acolo pe cabina respectivă, undeva la mijlocul terenului, cum îl avem noi acum, încăpeau 20-30 de oameni. Era o senzație foarte frumoasă, cum avem acum gardul, neavând tribunele atunci, era plin de oameni, deci și atunci, în 96, 97, 98, cât am jucat eu fotbal, aveam foarte mult suporter. La Dolhasca se iubește fotbalul. Și asta este un lucru plăcut și noi ne mândrim cu suporterii noștri. Gândiți-vă că dumneavoastră aveți uneori la meciuri câte 200 de persoane. Sunt echipe de Liga 1 care nu reușesc să strângă nici măcar atât. Uităm aici că se regăsesc comune precum Chiajna sau Voluntari, da, unde audiența este foarte slabă. Sunt convins că la derbiul cu Liteniu, și pe aceasta cale facem un apel pentru suporterii noștri, cu toate că știu sigur că nu au nevoie de apel, noi rugăm să fie alături de echipa noastră pentru meciul de duminica viitoare, să-i susțină pe băieții noștri să obținem un rezultat bun, ceea ce înseamnă bineînțeles o victorie. Acum să ne ajute și vremea, să nu se oprească campionatul, să putem duce până la capăt. În sezonul precedent ați jucat cu Șomâs Fălticeni în Liga 4. Acum cei de la Fălticeni se află în Liga 3. Credeți că vor reuși să se mențină în acest eșalon fotbalistic sau este foarte greu, mai ales că le-au plecat foarte mulți jucători, iar evoluțiile pe care le-au avut până în prezent sunt mediocre, aș putea spune. Se află pe o poziție, într-adevăr, care deasupra linii de gradare, dar situația este foarte grea și pentru echipa din Fălticeni. Am jucat sezonul trecut cu echipa din Fălticeni, am avut două meciuri grele pentru noi, aș putea spune. Însă echipa din Fălticeni a promovat, îi felicităm pe această cale, dar de la a promova până la a face o față frumoasă în Liga a treia este mare diferență. Cei de la Fălticeni își doresc într-adevăr și cred eu că dacă vor face în pauza competițională 2-3 transferuri, zic eu 2-3-4 transferuri câte ori putea face ei și să aducă jucători de valoare, ar avea șansa să rămână în Liga a treia, pentru că acolo jos, la retrogradare, lucrurile nu sunt chiar bătute în cuie, cum se spune la noi, la români. În față, într-adevăr, echipele, primele două echipe sunt foarte valoroase și dacă nu se întâmplă nimic ieșit din comună, cele două se vor lupta pentru promovare, Galațiu și Buzău, după câte știu eu, nu? Așa este. Însă, la retrogradare, zic eu că vor avea șanse de scăpare, însă de a scăpa de la retrogradare, dar cu câteva transferuri. Jucătorii care sunt acum la echipă sunt buni, dar probabil că nu la nivelul Ligii a treia. Ați spus despre transferuri. Dolhasca pregătește ceva în această iarnă? În acest mercat, ați dori dumneavoastră, să spuneți, da, echipa de la Dolhasca nu dorește transferuri. Bugetul nostru este unul foarte bun, dar avem cele trei transferuri pe care le putem noi anunța. Sunt cei trei jucători care vor reveni de la muncă din străinătate. În speță Marius Ciobanu, golgheterul nostru care a plecat în Germania, Andrei Ciobanu, fundașul nostru de fier, după cum spunea și domnul Ferrariu, de care nu prea se trăcea, și Dori Ungureanu, care a fost plecat și el la muncă în Germania și pe care îl așteptăm cu drag. Acestea sunt transferurile, cu toate că ei sunt jucătorii noștri. Vreți să promovați și dintre jucătorii tinere? Noi avem în lot deja 4 jucători de începând cu anul 2000, 1-2000,
1-2001 și 2-2002. Zic eu că este o realizare pentru ca o echipă de Liga a 4-a să aibă 4 juniori în teren. Nu tot timpul în teren, dar sunt pe foaie de joc și sunt pregătiți ca oricând să intre să joace. Sunt într-adevăr mai emotivi, dar trebuie să ne gândim că au 16, 17, 18 ani. Despre cei mici, într-adevăr, se ridică și de acolo, însă deocamdată sunt cam fragezi, cum se spune. Acum că am ajuns pe final de emisiune, aș vrea să transmiteți amândoi câte un mesaj celor care ne-au privit și celor din Dolhasca. Mai... Ne mulțumim mult de tot că au avut răbdarea să ne vizioneze. Celor din Dolhasca, ce pot să le zic, decât să vină să ne susțină la stadion, să fie alături de noi și noi să le aducem zâmbetul pe buze la fiecare meci. După cum am spus și mai puțin mai înainte, noi avem cei mai frumoși suporteri și suntem mândri de ei, vrem să-i facem pe ei să fie mândri de noi și îi așteptăm la stadion cât mai, în număr cât mai mare și suntem siguri că o să facă treaba asta. Noi o să facem ce ne stă în putință să facem ce este mai frumos, adică să le aducem victorii. Eu vreau să vă mulțumesc pentru prezența în această emisiune și vă mai aștept și cu alte ocazii. Și noi vă mulțumim. Mulțumim și noi. Vă mai așteptăm pe la noi, după cum se spune. De exemplu, v-am putea invita să vizionați un meci frumos între Dolhasca și Liteni pe data de 2 noiembrie. Vă facem o invitație specială. Sper să onorez cu prezența și să reușesc să ajung. Vă doresc și eu mult succes în continuare în ceea ce v-ați propus și să ne revedem cu bine data viitoare când ne vom întâlni, poate, în următorul meci, de ce nu. Mie nu mă rămâne decât să vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și în această dimineață și vă doresc un final de săptămână cât mai plăcut. Până data viitoare, vă doresc numai bine! Berbec, la încărcătura de energie care planează în aer, ar trebui să te ocupi azi de cele mai complicate sau îndrăznețe proiecte, pentru că acum e momentul cel mai bun ca să le dai startul. Ești bine motivat, determinarea e la cote maxime, ai și un bagaj de energie fizică supradimensionat, deci aștepți doar scânteia care să te trimită în luptă. Aceasta vine de la un colaborator care te stimulează atât de bine cu povestirile sale motivaționale, încât abia aștept să-i dai drumul. Rezultatele vor apărea foarte repede dacă nu reduci ritmul acesta alert cu care ai pornit totul, deci hai la drum cu încredere deplină în succesul final. Taur, la mintea logică și organizată cu care ești înzestrat, azi se mai adaugă un mare atu, o creativitate bogată. Dacă le vei corobora într-un sens comun, ai putea avea parte de succese deosebite, pentru că mintea și imaginația pot scoate la iveală adevărate capodopere. Evident, nu trebuie să fie planuri mărețe și megalomanice, ci chiar și cele mai banale aspecte ale vieții de zi cu zi pot beneficia de aceste resurse minunate pentru a găsi soluții creative și inteligente deopotrivă. Dacă dai examene, lucrări, scrii sau vorbești în fața publicului, te bazezi atât pe cunoștințele tale bogate, dar și pe un talent grozav de a pune în pagină sau în scenă informația. Gemeni, deși de obicei apreciezi contactul cu lumea, cu persoane cât mai diferite de tine, azi intri în legătură cu oameni care nu ți inspiră deloc încredere. Problema nu e totuși la ei, ci la tine, deci lasă suspiciunile deoparte și apropii-te de ei. Tu ești doar unul, ei sunt mulți, ca atare fă un efort să te integrezi tu în aceste medii. Parcă nu-ți mai găsești cuvintele potrivite, nu mai ai aceleași interese cu ei și pui sub semnul întrebării orice informație care vine de la aceștia. Așa cum tu îi privești pe ceilalți cu îndoială, fii sigur că și ei te privesc la fel, pentru că taci și faci opinie separată. Da, poate ai cu totul alte opinii decât ei, dar nu respinge dialogul și schimbul de idei.
Rac, te-ai cam jucat cu răbdarea celor din jur și acum vezi consecințele atitudinii tale deosebite. Oamenii nu mai au încredere în ce le spui. Fă un efort să le recapeți încrederea, arătându-le că a fost doar amuzament din partea ta și nici de cum vreo intenție negativă. Ironia, glumele, spiritul jucăuș nu e gustat de toată lumea, deci folosește-le cu grijă. Dacă dai peste niște oameni care simt orice glumă drept atac la persoană, fii sigur că reacția lor va fi complet nepotrivită mesajului pe care vrei tu să-l transmiți. Adaptează-ți vocabularul, tonul, modul de a vorbi și de a glumi în funcție de starea psihică a celui din fața ta, ca să nu jignești pe cineva aflat în toane proaste, care crede că ai ceva cu el. Nu face haz de necaz chiar la orice. Leu, nu poți face niciun pas mai departe dacă te înconjori de oameni leneși, triști, pesimiști, negativiști, ca atare. Dacă vrei ceva de succes, alege-ți cu exigență tovarășii. Azi ai în jurul tău persoane care te trag mai mult înapoi, care așteaptă doar să li se dea și să li se facă, care arată neputincioși și săraci în idei, ca atare de aici trebuie să înceapă reușita ta. În a-ți găsi cei mai buni parteneri de muncă. Vei simți imediat dacă mediul în care intri e pozitiv sau negativ, ca atare nu accepta chiar orice. Degeaba ești tu plin de elan și de creativitate dacă ceilalți spun nu, se poate sau nu e bine la tot ce propui, deci te descurci mai bine fără ei. Fecioară, nervii sunt descătușați azi la tot pasul, încât ar fi chiar o mirare să descoperi vreun loc unde lumea ți se adresează calm, amabil, manierat. Dai peste tot felul de oameni arțăgoși, iritabili, recalcitranți, încât e absolut firesc să-ți sară și ție țandăra la un moment dat. Totuși, încearcă să nu aluneci și tu pe panta nervozității, în ciuda tonului ridicat și a motivelor de enervare pe care le tot întâlnești în cale, pentru că ai putea să ții sub control agresivitatea. Dacă torni gaz pe foc la cel mai banal motiv de ceartă, fii sigur că va duce la o adevărată furtună, deci de tine depinde cât amplifici tensiunea. Balanță, porți pe umerii tăi responsabilități majore pe care ți le-ai asumat din dragoste pentru ceilalți. Că e vorba de un rol central în familie sau de un rol social dedicat unei mase mai largi de oameni, îți porți povara cu mândrie, cu bucurie chiar, conștient că e foarte importantă contribuția ta la bunul mers al lumii în care trăiești. Familia așteaptă de la tine soluții și decizii, dar și societatea se bucură de ceea ce ai tu de oferit, pentru că nu ești doar un membru oarecare al societății, ci unul de bază care deține cheia într-un moment esențial. Scorpion, nu asculta de cei care râd de visele tale. Contează ce simți tu în privința planurilor tale, dacă tu te simți în stare să le împlinești, dacă tu crezi cu tărie în ele, deoarece unii oricum nu știu altceva decât să taie elanul celor care au curaj să viseze. Tu deja vezi cu ochii minții acel scop atins, acel plan ridicat, deci nici nu-i auzi pe cei care fac haz de planurile tale. La originea superficialității cu care tratează ei pe visători se află incapacitatea lor de a-și atinge marile țeluri în viață și dacă ei nu pot, au tendința de a-i pune și pe ceilalți în aceeași oală. Ambiționează-te și mai tare ca să le demonstrezi că tu poți și nu ține cont de glumele lor deplasate. Săgetător, anturajul nu te ajută deloc în ceea ce vrei să realizezi pentru că te influențează negativ, te ține pe loc, te face să te îndoiești chiar și tu de șansele tale de reușită. Decât un asemenea mediu ostil și nefast, mai bine te-ai descurca singur pentru că nu primești niciun stimulent de la astfel de oameni. Dacă ei au trecut prin eșecuri în situații similare, nu înseamnă că nu mai are rost să încerci și tu. Fiecare cu norocul lui la urma urmei și ție s-ar putea să-ți iasă perfect, ca atare rămâi imun la încercările lor de a te opri din elan. Nu te lăsa copleșit de văicărelile lor și de poveștile lor cu final trist. Capricorn, viitorul arată foarte bine pentru că se întrezărește undeva la orizont o perspectivă extrem de promițătoare. Fă tot posibilul să ajungi cât mai repede acolo, pentru că pare un mare vis împlinit, un apogeu atins pe forțe proprii. Vei culege foarte curând roadele muncii tale de până aici, dar mai ai totuși o ultimă etapă de parcurs. Dar când ești atât de stimulat de ceea ce te așteaptă la capăt, prinzi și mai multă energie pentru a face pași mari într-acolo. Încearcă
să nu te lauzi la toată lumea cu succesul tău viitor, ci mai întâi ajungi acolo și abia după aceea meriți felicitări. Vărsător, ai de ales dintre două lucruri la fel de neplăcute, dar oricum nu poți scăpa de ele. Până la urmă, chiar dacă nu-ți convine deloc situația, tot trebuie să spui clar încotro mergi, dar ar fi bine să te rupi de gândul către cealaltă variantă, gândindu-te după aceea ce-ar fi fost dacă o alegeai pe cealaltă. Ai ales, gata, mergi pe această cale, chiar de-ar fi să ți se pară că alt sens avea rezultate mult mai bune. Ba nu avea, dezavantaje și riscuri existau pe ambele căi de evoluție, deci se poate spune că ai ales răul cel mai mic. Ocupă-te de asta până la capăt, fără să mai privești înapoi și nici în curtea vecinului. Pești, nu prea ai cu cine colabora eficient în ciuda dorinței tale de a construi ceva concret. Când te uiți în jur, e cam gol sau, chiar dacă te afli în cel mai aglomerat mediu, nu ai parte de tovarăși prea cooperanți. Toate propunerile tale rămân fără ecou, nu ating coarda celor care te ascultă, ca atare, dacă vrei o zi de succes, fă pe cont propriu tot ce ți-ai propus. Nu apela la alții pentru că unii spun nu din start, ori din comoditate, ori din neîncredere în tine sau în forțele lor, ori dintr-un dezinteres vizibil. Tu, în schimb, ai un interes foarte bine stabilit și nu pierzi timpul degeaba. Te apuci de treabă în ciuda tuturor afronturilor și lucrurile chiar evoluează.